Moment important pentru Cosmin Băcilă în cantonamentul pandurilor de la Vösenborg. Fotbalistul a reintrat pe teren după o pauză îndelungată cauzată de o accidentare gravă, dublă fractură de tibie și peroneu suferită în septembrie 2011 într-un joc cu Steaua. Băcilă a numărat zilele până la revenirea pe gazon. O perioadă destul de lungă, o perioadă destul de grea, de care vreau să urc cât mai repede. A fost destul de greu, am muncit foarte mult. Acum am revenit la echipă, asta e tot ce contează pentru mine și important e că am reintrat băieții în același ritm și mă pregătesc tot la copii. Încurajat de colegi și antrenori, mijlocașul a trăit intens momentul primului joc după o perioadă îndelungată, mulțumindu-i lui Dumnezeu că s-a încheiat coșmarul. La meci oficial nu am emoții, dar chiar că m-am pregătit să intru pe teren, am mulțumit Dumnezeu pentru că am reușit și am trecut cu brio peste tot necazul ăsta care l-am avut. E destul de greu, încă mai am mult de muncă, deci mai trebuie o perioadă de timp să revin la forma care o aveam, dar încet și cu răbdare și cu multă muncă o să nu fac probleme că nu o să ajung. Acum am făcut o radiografie săptămâna trecută și e tot ok, e bine. Deci toate lucrurile merg spre bine. După ce Gardoș i-a rupt piciorul anul trecut, fotbalistul Pandurilor este mai prudent în duelurile cu adversarii. Oasele s-au sudat, însă teama de o nouă accidentare persistă. Băcilă l-a certat pe un adversar care a intrat mai hotărât asupra sa, trădându-și frica. Mijlocașul de bandă anunță însă că într-o lună de zile va fi apt să intre titular. Nu știu dacă e teamă, nu cred că e vorba de teamă, cred că e mai mult vorba de prudență. Tot timpul te gândești dacă. E puțin dificil, trebuie să treci peste momentul ăla. Mulțumesc și antrenorilor și colegilor care mă mai protejează, mai au grijă de mine și cu ajutorul lor încet o să revin. Cred că într-o lună de zile, nu știu, să pot să fiu 100% pregătit. Emit pretenții pentru titularizare, dar deocamdată așa o să intru câte puțin în joc. Cosmin Băcilă și-a prelungit contractul cu Pandurii Târgu Jiu în această vară cu încă 2 ani.